Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, de la livada de pruni. I-am curățat de crengi. Uitați cum arată terenul. Și am început să dau cu dacardul. Uitați aici ce figură facem. Deci, nu o să-i facem cu hârlețul sau alea. Uitați ce suprafață avem de dat. Aici sunt prumnii de soi, bate și vântul, tăiați, curățați, stropiți, aici am dat și acum urmează să mergem la vale, dăm cu decadeul, tacardul de 13 cai putere, își face treaba foarte bine. Și nu avem probleme cu el. Acum o să pun telefonul între piept. Să facem și o probă. Să vedeți cum merge. Acum o să-l pornim. Să îi dăm bătaie, să vedeți cum merge. Curent. Avem grijă să nu fie în viteză.
Cam așa merge. Vedeți, se bagă foarte bine. Merge perfect rotund, fără probleme. După ce o să gătăm astea de dat, o să-i schimbăm și uleiul. Na, îi dăm bătaie, avem de lucru aici, nu glumă. Uitați ce suprafață, vrem să îi arăm. După care peste vreo două săptămâni o să-i dau cu var. Bineînțeles, combinat cu un pic de piatră vânătă, și am rețetă, o să vă o pun. Da. Secretul la pom e să-i tăiați și să-i dați cu, să-i arați. E cel mai important ca să intre apa. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!